A fost considerat un derby al serii acest meci. Ție cum ți s-a părut? Da, într-adevăr, au o echipă foarte bună. Știam de la început cu ce echipă vom juca. Ne-am mobilizat foarte bine și într-un final am ieșit învingători. Consider că 1-0 e un rezultat prea mic, ținând cont de aspectul jocului? Din ocazile care le-am avut, eu zic că e un rezultat prea mic pentru noi. Trebuia, n-am spus, în ultimele 10 minute am avut 3 singuri cu portarul. Dacă eram măcar o singură dată, dacă mă băgam în poartă, nu mai stăteam cu emoții până în minutul 95. Te așteptai să marchezi la acest meci? Mă aștept la fiecare meci să marchez. Îmi doresc să marchez și îmi doresc să promovez cu această echipă. De asta am și venit la Tulcea. Cine e contracandidata voastră? Din câte am înțeles, Metalul Globul și Juventus București. A fost bine că a jucat în București fără presiunea publicului? Pot să zic că presiunea publicului. Au fost puțin spectatori la meci. Într-adevăr, au fost puțin, dar și la Tulcea nu vă gândiți că sunt foarte mulți spectatori. Maxim 100-200 de persoane. Nu jucăm cu presiune sau acasă, la meciurile de acasă. În afara Deltei, la ce echipă ți-ai dori să joci? La cine ai pleca? La mai sus, vă dați seama, îmi doresc să ajung din nou la Liga 1. Unde... Ai un vis anume, o echipă anume? Nu, am un vis, îmi doresc să ajung din nou la Liga 1, doar atât.